La 26 iulie curent, aproximativ în jurul orei 10, pe strada Ștefan cel Mare din orașul Florești, s-a produs un accident rutier. Un minor de 17 ani, care se afla la volanul unui ciclomotor, nu a respectat distanța. Din această cauză a tamponat din spate automobilul de marcă Volkswagen. Mergeam de urmă mașinii undeva cu 30 pe oră și, nu știu, a frânat în loc. Deci n-am dorit să frânez nici eu și m-am lovit în el. Și cum crezi cine e vinovat? El cred că, dacă a frânat în loc, nici n-am observat când a frânat. Prea repede a frânat. Între mașini, înțelegi? Dacă apare un copil în față, trebuie să frânezi, nu? În spate trebuie să iei distanță. Cât era distanță? Cam mașina ce era? Cred că era cam mașina ce. Dar n-am vorbit. Dar pe auzi, băieți, spune. Dar cum a ajuns în dubă, da? Nu tot așa de desfrânez, eram și înseamnă că faci frânele, frate. Dar din care cauza ați frânat așa brusc? Era un om în față. Și-ați fost nevoit. Da, sigur. Martorii oculari sunt de părere că accidentul s-a produs din vina unei doamne care traversa neregulamentar strada înaintea automobilului Volkswagen. Nu unii trebuie să iasă, trebuie să iasă unii pișocot nedăroșcă, dar el a ieșit aici, unii nu trebuie. Pe faptul dat de către inspectorul de patrulare rutieră Victor Repede, a comisariatului de poliție Florești, a fost inițiată o procedură contravențională în privința șoferului, ciclomotorului și a fost aplicată o pedeapsă sub formă de amendă în valoare de 1.100 de lei. De la începutul anului curent până în prezent, pe teritoriul raionului Florești s-au produs 70 de accidente rutiere, în rezultatul căruia 3 persoane au decedat și 33 au fost traumatizate.